vreau să ridicați umerii prea mult, pentru că ar putea deveni o obișnuință. Așa că haideți să relaxăm mâinile. Creați un ritm între voi. Cum crezi că te-ai perfecționat ca și actriță și ce rol a avut profesorul? Sunt foarte entuziasmată, deoarece cursul de actorie se schimbă, este mai riguros și intens și trebuie să-i mulțumim lui Cosmin pentru asta. Sunt foarte încântată pentru că este prima oară când lucrez cu el, iar el însuși este un personaj. Este interesant să-l am ca profesor. Cum l-ai descrie pe Cosmin ca personaj? Este într-o continuă mișcare și ne îndeamnă să fim și noi la fel. Parcă nu se oprește niciodată. Cred că nu doarme aproape deloc. Cum ți se pare Cosmin ca profesor? Cred că este grozav. Simt că am învățat foarte mult și am făcut lucruri noi. El ne presează să ne dezvoltăm potențialul cât mai mult cu putință, așa că mi-a plăcut să vin la ore. Ce ai învățat astăzi? Am învățat cum să îmi relaxez corpul și în ce fel relaxarea mușchilor îmi permite să mă concentrez mai mult pe exercițiile pe care le facem la curs. Știi de unde vine Cosmin? El este de origine din România. Știi ceva despre această țară? Nu prea, doar ca locație pe harta lumii. Cosmin Chivu, ne aflăm aici în New York, la o școală de artă dramatică. Sunteți profesor aici. Cum ați ajuns să predați elevilor? Ce s-a întâmplat? Care a fost aventura care v-a adus aici, în acest centru de teatru? În 1998 am venit în Statele Unite de două ori cu două turnee. În urma acestor două spectacole am fost invitat să regizez un spectacol în New Jersey la Universitatea Ramapo College. Pe urmă am decis să rămân pentru câteva luni. Lunile s-au transformat în ani. Am făcut un masterat de regie la Actor Studio în New York, în Manhattan, și imediat după masterat am început să predau. Bineînțeles, regizez aproximativ 4-5 spectacole mari în fiecare an, dar întotdeauna predatul a fost una dintre pasiunile mele și s-a concretizat în această posibilitate, în această oportunitate pe care am avut-o să predau la diverse școli. În 2006 am fost invitat să predau masterclass aici la Pace University și din acel moment am rămas cu un curs pe săptămână, pe urmă două, pe urmă trei, iar începând de anul trecut am devenit profesor universitar aici la Pace. Îmi aduc aminte la examenul de admitere la Pace University, am intrat în sală, am executat monologul meu, apoi am stat jos împreună cu Cosmin cam 30 de minute, timp în care mi-a pus multe întrebări despre tot ce știam în materie de teatru, așa că am fost puțin îngrozită, dar mi-a plăcut intensitatea conversației și felul în care a vrut să afle tot ce știam despre arta dramatică și pot să spun că el chiar știe totul. Cum ți se pare școala la Universitatea Pace? Îmi place foarte mult. A fost prima mea alegere dintre toate școlile la care am dat admitere. Am vrut să fie în New York și să fie cursul de actorie contemporană oferit de această școală. Am avut noroc că am fost admisă, pentru că este cel mai bun loc în care te poți afla ca student. Este clar că oamenii v-au apreciat și că totul a mers ascendent. Cum a fost la început? Cum a decurs adaptarea? Cred că sunt genul de om care nu are norocul cel mare dintr-o dată. Nu a venit peste noapte. Am construit cărămidă cu cărămidă, am mers pas cu pas, dar trebuie să ai răbdare și trebuie să ai și forța de a merge mai departe. Chiar dacă în momentul în care cineva îți spune nu, tu te gândești că va fi mai departe tot așa, trebuie să
cumva să te regăsești pe tine însuți, să spui este doar o chestie temporară, mergem mai departe și voi insista. Așa a fost și aici, așa a fost și în alte părți, pentru că concurența este extrem de mare. New York-ul, așa cum știm, adună, absorbe tot ce este bun în întreaga lume. Toți vor să se mute la New York să facă teatru, toți vor să facă film, se mută la Los Angeles să facă film, toți vor să facă dans aici. Ce planuri de viitor ai? Unde ai vrea să joci ca actriță? Aș vrea să joc oriunde aici, în teatrele din New York, dar mi-ar plăcea să mă duc și înapoi în Los Angeles și să lucrez la Hollywood. Ești de pe coasta de vest? Da, sunt din Los Angeles. Baftă atunci! Ce planuri de viitor ai? Vreau să termin școala întâi, iar dacă voi avea succes, vreau să mă mut la Los Angeles și să îmi încerc norocul acolo. Nu vreau neapărat să joc în teatru sau film, orice, oriunde mă va duce destinul. Ce oraș ai prefera pentru cariera de actriță, New York sau Los Angeles? În New York este mai bine pentru teatru, dar în Los Angeles este mai bine pentru carieră în film și televiziune. Dar în aceste două orașe este ok. Categoric, New York este locul unde trebuie să fii pentru a te afirma în teatru. Este enorm de mare competiția și atunci trebuie să te găsești pe tine însuți și să găsești acea picătură de lumină și acea chestie care te, pur și simplu, te caracterizează, de ce te face pe tine special. Și pe mine m-a făcut special două lucruri. Faptul că veneam din Estul Europei, o zonă care are forță extraordinară în teatru, iar doi, faptul că am învățat la Actor Studio, o academie foarte importantă de teatru în lume, și am reușit să înțeleg și să construiesc o punte între cu ce am venit eu din România și ce am învățat aici. Și am o metodă proprie, mi-am construit o metodă proprie de predat și de regie. Și cred că mi-am câștigat un loc aparte și din acest motiv probabil că lucrurile au mers în ascendență. Aș vrea să știm mai multe despre metoda aceasta. Cred foarte tare că metodele de actorie evoluează cu timpul și evoluează cu ceea ce ni se întâmplă astăzi. Tehnologia are o influență foarte importantă în viața noastră de zi cu zi, iar tinerii, cei care au acum 18 ani, cred foarte tare că au nevoie să aibă această legătură pe de o parte cu tehnologia, dar pe de altă parte să revină la trupul lor, la ceea ce sunt ei și la spiritul lor adevărat. Fără a le spune că tehnologia este un lucru rău. There'll be no foolish wand waving or silly incantations in this class. As such, I don't believe many of you possess the disposition for potion making. Metoda mea se bazează pe o înțelegere profundă a esenței umane, pe o înțelegere profundă a istoriei lor, a ceea ce au fost, a ceea ce sunt ei în prezent și a ceea ce vor ei să devină în următorul an, în următorii 2, 3, 4 ani. Pe de altă parte, am o înțelegere profundă a business-ului, a ceea ce se întâmplă în teatru american, a cerințelor care sunt pe scenele americane, fie că vorbim de Broadway, Off-Broadway sau Off-Broadway, teatrul experimental. Cred foarte tare că după câteva săptămâni am înțelegerea și am, aș putea spune, talentul necesar de a-i spune unui student, cred că asta e direcția pe care ar trebui să o iei, cel puțin la momentul respectiv, altfel îți cheltui banii degeaba sau îți pierzi vremea degeaba, mai ales că vârsta asta este atât de importantă și ei trebuie să se canalizeze foarte repede spre ceea ce este important. Și mai cred foarte tare că metodele pe care le-au dezvoltat maestrii europeni ca Peter Brook, ca Jacques Lecoq, pantomima pe care Marcel Marceau a predat-o și pe care a dezvoltat-o ani în șir, combinate cu ceea ce se întâmplă la Actor Studio, creează o structură foarte clară și le dau celor care au acum 18, 19, 20 de ani, pentru că astea sunt vârstele pe care le predau, posibilitatea de a se vedea pe ei înșiși
mult mai repede și de a se înțelege pe ei și său. Deci, în momentul în care ei înțeleg lucrul ăsta, înțeleg cine sunt, înțeleg ce vor să facă, pot merge mai departe și pot realiza ceea ce sunt. Cred că cursul de teatru și teatrul în sine sunt instrumente puternice. Te pot învăța cum trăiesc alți oameni, cum este societatea și lumea în general. Și asta cred că este foarte important. Poți afla cum sunt alți oameni și cum putem rezolva o mulțime de probleme globale. Nu o spun numai așa. Chiar cred în asta. În plus, îmi place faptul că prin cursul de teatru pot afla multe lucruri despre mine însumi. Așa că astea sunt lucrurile importante pentru mine. De asta fac actorie. Toată lumea spune că este grozav să-l ai pe Cosmin ca profesor. El ne arată clar că nu este aici doar ca să încaseze un salariu. Chiar îi pasă de fiecare dintre noi. Sesizează temerile noastre și ne încurajează și ne ajută să dăm tot ce avem mai bun în noi. De asemenea, ne provoacă să ne depășim limitele. Ne ajută să creștem și să învățăm, așa că sunt recunoscătoare că el este profesorul nostru aici în New York. Da, îmi place foarte tare aici și la cursuri am învățat cu plăcere. Simți că acum știi mai multe despre personajul din monologul tău? Da. Care este actorul tău preferat sau actrița ta preferată? Din film sau din televiziune? Nu contează. Meryl Streep îmi place foarte mult pentru că poate interpreta personaje foarte diferite. Parcă se schimbă cu totul pentru rol. Ne poți spune un film în care ți-a plăcut cum a jucat? În filmul Diavolul poartă haine de la Prada. Suntem foarte norocoși că ne aflăm aici, în New York, într-o societate tolerantă, pentru că alte societăți au probleme în acest sens. Sper ca și cei care trăiesc acolo să primească ajutorul de care au nevoie ca să se dezvolte. În acest stadiu, eu nu merg la cursurile lui Cosmin, dar el este profesorul meu îndrumător de la universitate și el coordonează acest nou program, care a fost adus la Pace University, prin care cei care au absolvit actoria și regia lucrează împreună ca să creeze noi piese de teatru, mai degrabă decât să ia un scenariu gata făcut și să lucreze la el. Așa că pornim de la aproape nimic, este o experiență cu totul nouă. Am făcut acest lucru un pic, dar nu de această învergură. Sper să prezentăm noile noastre spectacole în toată țara, să intrăm în competiții, să le arătăm altora și să vedem care sunt reacțiile. Este o experiență grozavă. Suntem aici în acest oraș, sunt oportunități nelimitate aici, iar faptul că putem merge chiar și în alte țări ca să prezentăm show-urile noastre este chiar extraordinar. Cursurile de actorie sunt fantastice. Ai vorbit mai devreme cu unul dintre colegii mei. Ești pur și simplu înconjurat de oameni extrem de talentați și lucrez cu profesori care știu totul despre absolut orice ai vrea să afli. Și asta te face să-ți dorești să fii un interpret, un actor mai bun. Și ei știu să te ghideze emoțional ca să exprimi rolul. Te fac să sape adânc, să-ți dai seama ce te face să vibrezi, ce face personajul să vibreze odată cu tine. În tot ce înseamnă spectacolul ca întreg, ei te ajută să clarifici fiecare mică scenă și te fac să exprimi în fiecare clipă, așa încât la final să nu mai existe nicio întrebare fără răspuns. Din ceea ce spui, pare că aici este un loc perfect pentru studiu. Crezi că vei deveni un star de film? Eu acum ajut la munca de management a spectacolului de teatru. Aș vrea să fac management de scenă sau să regizez, sau chiar să joc. Tot ce îmi doresc este să fiu implicat în teatru și asta să fie viața mea. Cu Cosmin colaborez de mult. De curând el este implicat full-time în programul de predare de la facultate. Dar eu văd lucrurile un pic diferit, pentru că
Noi am început să predăm la universitate, la Facultatea de Teatru și Film, cam în același timp, acum 5 sau 9, 7 ani. Noi am fost întotdeauna ca niște conspiratori. Am fost aliați, ne-am ținut partea, am fost unul model pentru celălalt, pentru că indiferent dacă predai full-time sau nu la facultăți de aici, am realizat că Universitatea Pace avea potențialul să devină un loc important, o zonă de studiu care se va bucura de notorietate. Iar noi vrem să contribuim, să colaborăm și să fim responsabili pentru această dezvoltare, să o construim. Acum, aici, se desfășoară într-adevăr unul dintre cele mai bune programe de cursuri din New York și în curând din toată țara. Fotografii să fie gata. Sunt scriitor și scenarist. Nu prea sunt obișnuit să țin discursuri în fața oamenilor, dar mi-e foarte ușor să spun mulțumesc. Vreau să-ți mulțumesc ție, Francine, și dramaturgului John Guare, mulțumiri lui Cosmin, regizorul meu, nu știu unde se află Cosmin acum, și mulțumesc actorilor noștri și vă mulțumesc tuturor că ați venit la această întâlnire. Ați fost unul dintre cei care ați recomandat această piesă, care a câștigat un premiu de $10,000. Care au fost motivele pentru care ați recomandat această piesă, ca să fie, mă rog, pusă în scenă? Da, am făcut parte din juriul care a selectat piesele care au participat la Yale University. Au fost aproximativ 1500 de piese, iar din 1500 de piese a trebuit să selectăm un număr de 5, după care a trebuit să rămânem cu o piesă. Am găsit această piesă și am norocul, de fapt, că această piesă să fie câștigătoarea cea mare, pentru că n-am fost singurul care a citit aceste piese. În primul rând, datorită structurii pe care o are, structura trece mult peste limitele structurii clasice americane, a ceea ce ne-am obișnuit în ultimii 50 de ani aici în America. Structura este foarte interesantă, este la limita dintre realitate și vis, este la limita dintre ceea ce este bine și rău, nu este doar albă sau neagră, este cumva la mijloc și totdeauna pune problema, reprezintă un dialog în ceea ce noi numim bine și rău. Iar pe de altă parte, limbajul poetic. Eu am fost învățat în România cu acest limbaj poetic și cu poezia în general și am această moștenire pe care am adus-o cu mine aici în America și pun foarte mare bază pe acest limbaj poetic și am apreciat mult faptul că personajele nu vorbesc neapărat într-un limbaj cotidian, cel pe care îl știm. Cumva limbajul este mult mai elevat și trece de dimensiunile limbajului normal. Îmi plac foarte mult ochelarii dumneavoastră. Vreau să spun ramele. Oh, mulțumesc! Ca să te văd mai bine. Cum v-ați decis să alegeți această piesă de teatru pentru marele premiu de $10,000? Am avut peste 1000 de piese în limba engleză care au intrat în concurs și am fost ajutat de încă 5 persoane care au citit piesele și au făcut recomandări. Din ce țări au fost trimise lucrările? Din Australia, Irlanda, Canada, Marea Britanie, din SUA, ceea ce este minunat. Și multe au venit din Australia. Poate pentru că și câștigătorul din anul trecut era de acolo. În acest an, câștigătorul este de aici, din Manhattan. E grozav. Și cum ați ales piesa câștigătoare? Am vrut ceva original, care nu seamănă cu nimic din ceea ce a fost scris până acum și de asemenea o piesă ideală pentru teatru, care nu este scrisă pentru televiziune. Noi, eu, vrem piese care celebrează teatrul și actorii în ceea ce au original. Această lucrare este foarte teatrală, poetică, foarte dură și surprinzătoare. A fost cea mai bună alegere.
and very surprising, and it was a wonderful choice. Cam care ar fi acțiunea, cam care ar fi, să spunem, ce se întâmplă în... Un profesor de franceză ajunge la limita, un profesor de franceză care predă în Upstate New York, ajunge la limita răbdării, nu mai poate suporta proprii lui demoni, faptul că se lupta cu o depresie îngrozitoare. Aș vrea să spun că este, are cam 55 de ani și ajunge la concluzia că viața nu mai are rost. Își dă foc la casă, are ultima lecție în clasă în care aruncă toate caietele și toate lucrările de control ale copiilor și pleacă într-o călătorie nebună, luând cu el pe unul dintre copiii din această clasă de 15 ani. Nimeni nu știe la școală că acest copil de fapt a plecat cu el de bunăvoie, pleacă în Canada și împreună... Și toată lumea îl crede un pedofil. Un pedofil care de fapt l-a răpit pe acest copil. Nu se întâmplă absolut nimic între ei. Acest copil de fapt își trăiește, trăiește într-o lume imaginară, pentru că el se imaginează American Indian, deci un american indian mohican, iar profesorul franceză până la urmă ajunge în stadiu în care îl roagă pe acest copil să-l ajute să-și pună capăt zilelor. Este sfârșitul? Este sfârșitul. Un pic cam dramatic. Dramatic. Morala și cred că foarte important, foarte important este că ceea ce înțelegem din acest personaj este ceea ce multă lume la momentul respectiv simte pe propria piele. Faptul că dacă nu trăiești anumite experiențe la momentul respectiv, ele rămân cu tine o viață și devin monștri. Se transformă în niște demoni care pur și simplu te aduc în stare de disperare. I played the character of Nate, but Nate also played... Am interpretat rolul lui Nate. Este un adolescent în liceu, iar piesa are mai multe teme de reflexie. And the play has a lot of varying themes and Nate... Nate este un personaj foarte plin de viață, deschis, extrovertit. Și de asemenea, Nate este un personaj senzual. Ceea ce are un efect asupra celorlalte personaje din piesă. Așa că este foarte complex, dar și distractiv, un personaj unic. Am văzut cum ai jucat rolul și păreai complet schimbat. Cum ai reușit? Sper că este un lucru bun. Da, este. Chiar te transformi în personajul Nate. Ești ca el. Mulțumesc foarte mult. Este interesant că spui asta. Într-un fel, eu și Nate avem multe trăsături în comun. Dar eu sunt mult mai cu picioarele pe pământ și mai relaxat ca Nate. Iar când am creat rolul și am reușit să învăț să mă relaționez cu personajul în viața mea de zi cu zi, asta m-a ajutat să-i dau mai multă viață. Cum ai colaborat cu Cosmin? Cosmin este extraordinar de bun. A fost profesorul meu de actorie anul trecut. Așa l-am cunoscut. Lucrând cu el la această piesă, Beautiful Province, a fost o experiență absolut excepțională. Cred că am învățat foarte multe despre mine însumi, ca și actor și în viața particulară, doar pentru că m-am concentrat asupra personajului Nate. Ce ne puteți spune despre Cosmin? În primul rând, cred că este o persoană adorabilă. Este foarte dedicat muncii și carierei sale. Și este foarte talentat. A realizat distribuția actorilor și a făcut regia pentru piesa de teatru câștigătoare. A lucrat 6 luni la asta. De asemenea, el a descoperit piesa câștigătoare și l-a ajutat pe John Guare să parcurgă toate piesele înscrise în concurs. Și tot Cosmin a fost cel care a recomandat lucrarea Beautiful Province pentru marele premiu de $10,000. Oh, Cosmin Chivu a fost unul dintre cei care m-a ajutat să citim piesele aflate în concurs.
Era un fan al piesei câștigătoare. Îmi place foarte mult Cosmin. Este remarcabil, talentat și aduce ceva în plus vieții noastre din New York. Spuneți-mi mai mult despre el. Cum ați lucrat împreună? Ne întâlneam în sesiuni, în majoritate pe internet. Știam că pot să am încredere în el și mă bazam pe recomandările lui. Nu ne-am întâlnit în realitate decât de câteva ori, pentru că toată munca noastră se desfășura prin e-mail-urile prin care corespondam. Dar a lucrat incredibil de mult pentru sesiunea de interpretare pe care am organizat-o în această seară. Minunat! Așa că sunt foarte bucuros să văd mai multe dintre proiectele lui. Mulțumesc! Thank you, Daniela. Care sunt lucrurile, care sunt imaginile și ideile care vă mai leagă de România în momentul acesta? Cred că totul mă leagă de România. Cred că faptul că m-am născut acolo, DNA-ul, faptul că sunt conceput acolo și că am trăit 26 de ani în România, constituie esența a ceea ce sunt. Faptul că nu locuiesc acolo în momentul de față și că îmi desfășor activitatea în altă parte, cred că nu este atât de important, dar cred că într-un fel mă învață pe mine însumi cine sunt, cum simt și ce vreau de la viață. Sigur că mă leagă familia pe care o am acolo, sigur că mă leagă prietenii de care mi-e dor și pe care îi văd aproape în fiecare vară. Iar artistic mă leagă profesorii pe care i-am avut, care m-au învățat să fiu nebun. M-aș referi la Dionisie Vitcu și Gheorghe Marinca, profesor la Universitatea de Teatru din Iași, și la doamna Geta Angheluță, care mi-a fost un mentor apropiat și de la care am învățat enorm. Și probabil că jumătate din ceea ce fac aici îi datorez doamnei Geta Angheluță.